Ce treabă avea Ilie pe Tabor? Avea? Cândva pe Carmel l-a simțit în adiere de vânt, dar nu l-a văzut. Și s-a dus bietul Ilie la cer și a devenit pricină de sminteală până în ziua de azi. Care este religia cea mai bătrână pe fața pământului după primordialitatea adamică înainte de Hristos? Budismul, confucianismul, hinduismul și toate celelalte religii, zenul și alte prostii, care vin din popoarele acestea păgâne, care vorbesc de reîncarnări. Ce sunt reîncarnările? Ca să știe cucoanele moderne, i-am și spus odată uneia, să tânguia, dar nu știu de ce problemă, și a zis, când mă uit în ochii la pisicuța mea, parcă văd pe mama, bine că a fost mătamâță și n-a avut suflet, e bine așa. Deci îți dai seama cât de prost poate fi omul. Dar reîncarnările, după învățătura budistă, sunt blesteme și nu binecuvântări, pentru că cel care scapă de încarnări, reîncarnări, abia acela se eliberează. Ăla are nevoie ca să meargă în absolut. Reîncarnarea înseamnă că tu trebuie să treci prin cicluri de viață, animală, gâză, plantă, orice, după păcatele tale, și să-ți continui chinul pe pământ până la eliberare. Dar în momentul când te duci la Evrei 12 cu 27 sau 25 cu 27, nu am exact noțiunea textului, dar am fraza, o moarte, o viață și o judecată, știu că sufletele sunt în mâna lui Dumnezeu și munca nu se atinge de ele. Dar oamenii din vremea respectivă, sub influențele religiilor vechi, istorice, care au câte 2, 3, 4 mii de ani înaintea lui Hristos, i-a făcut și pe unii evrei să creadă că reîncarnarea e o treabă. De-aia întreabă Mântuitorul pe Petru, cine zice lumea că sunt eu? Și ce spune Petru? Unii zic că ești Ioan Botezătorul. Alții spun că ești Ilie. Alții că ești Moise. Alții că ești altul dintre proroci. Hristos, pentru a spulbera această tâmpenie a vremii și ca Dumnezeu să arate că nu există asemenea doctrină, îl cheamă pe Ilie pe Tabor cu două scopuri. Pentru clarificarea prezenței diferite a Fiului lui Dumnezeu întrupat din Fecioara Maria ca om și Ilie, profetul Vechiului Testament, răpit cu carul de foc la cer. Adică n-a venit Ilie într-o altă formă pe pământ să predice din nou. Pentru că ați văzut undeva tot prin Noul Testament scrie că vine cu râvna și cu puterea lui Ilie. Ați văzut? Spun iudeii despre Iisus. Sau chiar și despre Ioan Botezător. Dar contrazice această lucrare și Ilie în același timp primește un dar de la Fiul lui Dumnezeu, de la Hristos, pe care l-a auzit, de la care a auzit porunci, pentru că mai este o greșeală care se face și la noi, ortodoxii. Deși trăim într-o eră multiseculară și dezvoltată, unde și tehnica și cultura, toate sunt la înaltă înălțime, dar la joasă înțelepciune în mintea noastră, oamenii și acum cred că Tatăl e unul, că Fiul e altul și că Duhul Sfânt e nu știu cine. Eu și Tatăl una suntem. Deci cuvântul cel veșnic mai înainte de toți vecii, adică glasul Tatălui, este cel vechi de zile din totdeauna, deci niciodată nu s-a despărțit. Deci Ilie, de fapt, îl vede pe cel vechi de zile în icoana Fiului, adică în ipostasul întrupat al cuvântului, a voiei lui Dumnezeu între oameni, vizibilă, ca să folosim un termen, pe care și-ar fi dorit să-l vadă, dar nu putea să-l vadă, că spune Vechiul Testament. Nu poate om să vadă fața lui Dumnezeu și să nu moară. Iată că de data aceasta îl vede și nu moare. Dar cum îl vede? Transfigurat. Adică pe priceperea minții omenești, Dumnezeu s-a coborât la noi, nu noi ne-am suit la El. E o părere. Noi ne putem sui în slava lui Dumnezeu sau în împărăția lui Dumnezeu numai după ieșirea din trup. Ceea ce vedem aici, pe pământ, este cognoscibil, cum spune teologia. Iar ceea ce nu mai putem noi pricepe de dincolo de Dumnezeu până ajungem în împărăția cealaltă este incognoscibil, impenetrabil, imperceptibil. Adică, n-ai cum să-L vezi tu cu ochi pământești pe Dumnezeu, decât în icoană,
în pictură, în persoană, cum a fost întrupat, pe care pe cuvântul întrupat, văzându-L pe Fecioara, o fericim, dar sub nicio formă, ca cel vechi de zile sau mai înainte de toți vecii, sau nepătruns, necuprins, nemărginit. Scurt. El este izvor a toate. Și ultimul fel de împărtășire este împărtășirea cu cinstitul trup și sângea Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos din lingurița preotului în gura creștinului, când se împărtășește robul lui Dumnezeu cu tare și după ce a primit în gură sfânta și dumnezeiasca împărtășanie, preotul spune spre iertarea păcatelor și viața de veci. Amin. Deci tu începi viața de veci din biserică, de la potir, nu după ce ai murit și ți-a pus vată în nas. Aia nu-i viața de veci, aia e viața de dincolo de lume. Aici Maria Egipteanca a înțeles sensul și distanța dintre două împărtășanii. Timpul lui Dumnezeu e anamnetic. Astăzi, cu ieri, e tot una. Dumnezeu același. Și azi, și ieri, și întotdeauna, în Hristos fie binecuvântare, are Pavel acolo o zicere. De ce lucrul ăsta? Ca noi cei din secolul 21, cei care venim azi la biserică, să nu mai confundăm Sfânta Împărtășanie cu vitamina C, cu antibioticele, cu paracetamolul și cu aspirina, și să umblăm în disperare după împărtășit, ca și cum împărtășania după 8 ore și-a pierdut efectul, sau după 24 de ore. Și iar trebuie să mă împărtășesc, nu cad în deznădejde, da, trebuie să laud iac, să împărtășesc. Dar știți, n-am putut posti, dar știți, nu mi-am făcut pravila, dar știți, n-am mai citit rugăciunile. Păi care-i sărbătoarea ta când vine Hristos la tine, dacă grădina ți-e vraiște și ți-e goală și în mintea ta nu-i un strop de rugăciune? Mereu vă repet acea poezie fenomenală a lui Demostene Andronescu, care spune: în seara asta, Doamne, te vei culca flămând, căci azima de rugăciune n-o vei avea la cină și nici la mine în gând. Deci nici măcar prin cap să-ți treacă să te rogi, darmite să te rogi. Nici măcar să faci o cruce, spune, și măcar o fructă dacă ți-aș da, și aia e goală și amară. De ce? Pentru că tu nu simți nevoia să te rogi. Tu ești un cadavru botezat. Tu ești un mort viu, tu ești un nimeni pe nicăieri, tu te crezi creștin cu numele, tu n-ai nimic comun în fapt, inima ta nu tremură că ai pus plapuma pe tine fără să faci crucea, sau inima ta măcar nu tremură că cel de lângă tine e supărat că l-ai călcat pe bec și l-ai jignit, sau inima ta măcar nu tremură că tu ai semănat toată ziua o travă. Și atunci, important este că tu ești împărtășit. Și dacă vine Apocalipsa peste noi la noapte, nu trebuie să fim pregătiți? Da? Stați tari, stați treji. Aveți mijloacele voastre încinse și făcliile aprinse să puteți birui în ziua cea rea, Apostolul Pavel. Deci ce înseamnă mijloacele încinse? Gata de luptă, în trezvie. Ce înseamnă făcliile aprinse? Faptele bune să strălucească tot timpul. Eu și la noapte, dacă mor, să fiu sigur că m-am mântuit. Nu cum spunea părintele Părăian, el era un tip haios așa și spunea că: a, păi dacă mă duc la Dumnezeu și spun: păi Doamne, ce să caut eu în iad? Păi tu nu m-ai creat pentru rai, dar ce eu cui am slujit? Asta era la el un haz de a arăta cât de ușor să intre în rai. Dar totuși până acolo este un pic de trudă, până acolo este un pic de osteneală. Ca să-ți permiți să te tragi de șireturi cu Dumnezeu, trebuie să-L cunoști foarte bine. Dânsul, pentru că avea nevederea, avea o lucrare lăuntrică și aceea îl făcea să aibă îndrăzneală la Dumnezeu, pentru că el chiar îl iubea pe Dumnezeu. Dar nu putem noi de la telenuvele și de la cafea și de la bârfe să-i spunem: Doamne, dar Tu-ți permiți să mă opri? De-o sucenica lui Calistratul, nu mă lași bine să intru în rai? Deci niciodată. Întâi trebuie să fie el sigur, duhovnicul tău, că și-a asigurat raiul și prin străduința lucrării lui poate mijloci oarecumva la Dumnezeu
dacă și ucenicii lui să nu fie trecuți cu vederea sau miluiți. Nu ne punem pe ureche că ne-am luat emblemă și ne-am pus brand și cine suntem noi și ce putem face. Nu putem face nimic de vei căuta la fără de legi, Doamne, Doamne, nimeni nu se va mântui, că la tine e milostivirea. Dacă nu se varsă harul lui Dumnezeu, nici nu vedem poarta. De-aia Părintele Paisie Olaru, care avea oarecare îndrăzneală la Dumnezeu, fiind odată întrebat Ioanichie Bălan, el avea stilul acesta avocătoresc, de a-i scodi tainele. Și bătrânul era prudent, nu se descoperea, era foarte adânc în lucrare. Și Ioanichie Bălan îl întreabă odată pe Părintele Paisie. Părinte Paisie, păi și dacă v-ați vedea la poarta raiului, cum ați proceda? Și bătrânul, așa cu simpatia lui și cu dragostea lui nemăsurată, Părinte Ioanichie, până acolo să mă văd eu, că acolo mă descurc. Deci, vedeți? Acolo să te poți vedea, dar ești sigur că ai cale deschisă până acolo? Vedeți cum gândeau oamenii sfinți despre Împărăția Lui Dumnezeu? Noi considerăm, am și văzut, eu sunt foarte reticent la acest capitol, când moare câte ceva, las, părinte, că a fost om bun, las, părinte, că iartă Dumnezeu. Bă, iartă, dar iadul-i plin. E bun, dar iadul gem. E milostiv, dar dracii clocotesc acolo suflete de creștini. Nu-i de glumit. Așa i-a spus Tigva lui Macarie în pustie. Noi, păgânii, stăm pe capetele creștinilor. Noi n-am știut legea voastră și am călcat-o, dar voi ați știut legea și ați batjocorit-o. Deci, vedeți, nu puțină muncă zace asupra voastră, spune Nicodim Maghioritu în dulcea sfătuire către duhovnic. Deci să fim foarte prudenți, să nu mai încercăm să ne lamentăm că duhovnicii noștri au etichete pământești și cu asta noi ne-am mântuit. Eticheta pământească, Ioan Iacob Ozevitu spune așa, prietenia cea cu lumea te lasă singur la mormânt și numai faptele credinței tovarăși mai departe sunt. Prieteni buni, câștigă-ți plânsul și rugăciunea lui Iisus, căci plânsul stinge focul veșnic și ruga te înalță sus. Prietenia cea cu lumea, când ajungi lângă mormânt, e ca pleava ce se împrăștie de vânt. Vedeți? Maria Egipteanca a învățat acest lucru și l-a știut. O seară frumoasă, vă mulțumesc că ați ascultat și Doamne ajută!